Bună seara, dragii mei! În astă seară s-am pregătit iarăși o mare surpriză și anume am invitat pe doamna Monica Ghiuță, actriță de renume în țara noastră, care, bineînțeles, cu amabilitatea omului de mare finețe, a acceptat invitația pe postul nostru de televiziune diplomatic. Bine v-am găsit, doamnă Monica Ghiuță, la dumneavoastră acasă, în București, pe strada Apolodor. Apolodor, 13-15. Da. Bine ați venit și mă bucur foarte mult că ne întâlnim după atâtea telefoane și după atâtea programe care s-au schimbat în viața mea și a dumneavoastră. Deci cu ce să încep? Să începeți, doamnă Monica Ghiuță, să ne povestiți și nouă, prin a ne povesti și nouă câte ceva despre meseria dumneavoastră, care este așa de frumoasă și cu atâtea mistere pentru public, să știți. Sigur că au trecut foarte mulți ani și meseria noastră aproape că este o indiscreție permanentă și totală a oamenilor de rând care vor să știe despre noi foarte multe. Mai mult decât ceea ce văd pe scenă, este o indiscreție a presei, a mass mediei, a trecătorilor, a tuturor oamenilor cu care te întâlnești pe stradă și te opresc și îți urează, mă rog, o zi bună cu zâmbetul pe buze și când vă mai vedem, în ce spectacol vă mai vedem, unde ați fost, ce ați făcut. Deci, nu e prima oară când spun că am făcut teatru, nu la dorința familiei mele. Sigur, este un lucru pe care l-am făcut împotriva voinței tatălui meu, care vrea să fac medicina. Eu am primul an la facultate l-am dat la biologie, m-am pregătit intens, deci paralel biologie cu medicină, neintrând primul an la biologie, da, și așa, am avut, nu știu, șansa de a fi întrebată, dacă eram de copil, eram foarte tânără, de film la o echipă de filmare. Și, practic, de aici au început, probabil acea comisie care m-a văzut, m-au întrebat dacă nu vreau să fac teatru. Am aflat că sunt niște cursuri de pregătire la fostul Institut de Teatru Ile Caragiale, aici la Izvor, și așa am început să învăț la oglindă de George Coșbuc cu mama mea. Deci asta a fost prima mea apariție în public. Sigur, dacă stau bine să mă gândesc, la grădiniță am jucat foarte mult teatru și ca fiecare copil știți că este pus în fața musafirilor în casă să spună câte o poezie sau să cânte câte un cânticel. Am intrat al treilea an la facultate, vremurile erau de așa natură încât originea socială mic-burgheză m-a îndepărtat vreo 2 ani de zile de a intra cu notele mari pe care le luam în comisie și notele mici care se schimbau la minister, ținând seama de dosarul de cadre. În ce an ați dat examen la facultate? Deci am dat în 59 am intrat, atunci am intrat. În 64 am terminat, sunt colegă cu promoția, a doua promoție de aur, am avut și întâlnirea de 30 de ani, deci de la terminarea facultății. Deci sunt colegă de promoție cu Ovidiu Iuliu Moldovan, cu Ilinca Tomoroveanu, cu Valeria Seciu, cu Ion Caramitru, cu pot spune cu o parte bună din actori care țin pe umăr la ora aceasta teatrul românesc. Încă, da, deci suntem această promoție dintre 50 și 60 de ani care încă mai ducem această cruce care se numește teatru. Este cruce ușoară, doamna, ușoară. Ușoară, ușoară, da, văzută din afară este foarte ușoară. Nu este o meserie, este o
cum să vă spun, este un chin fără de care n-am putea trăi. Vorbesc de oamenii dăruiți, de oamenii care chiar nu pot trăi decât prin tatu și nu știu să facă altceva. Îmi pare rău că acum când vorbesc, sunt foarte mulți colegi de-ai mei care și-au părăsit mai mult sau mai puțin teatru și s-au apucat să facă mici afaceri, mici buticuri, mici magazine, adică fac altceva, pentru că, într-adevăr, meseria aceasta nu este plătită la valoarea și la complexitatea dăruirii și la consumul ăsta zilnic și permanent. De fapt, nu poate fi prețuit și probabil că, ca și marile opere de artă, de pictură, de muzică, de așa, nu pot fi prețuite. Adică e fără preț. E prețul existenței noastre. Din păcate, probabil că și timpurile astea pe care le trăim ajută la această stare pe care o au la ora actuală actorii și, în general, artiștii, oamenii de cultură. Da. Cultura nu mai este prețuită, cultura este lăsată, este ceva auxiliar, dar așa ușor auxiliar în viața oamenilor, la majorității, din păcate. Stau și mă întreb dacă nu cumva, cred că se poate trăi, dacă se poate trăi fără grâu în țara românească, pentru că se poate importa. Văd că și în cultură noi importăm în echipele de filmare străine care vin să facă filme în România, pentru că actorii sunt foarte prost plătiți și cu prețuri foarte mici în România. Actorii români sunt întrebuințați ca prestații de roluri, deci nici de cum un rol mare. Apropo de cultură, într-adevăr, dacă, nu știu, cineva a spus-o, nu mi-aparține ideea, însă mi-a plăcut foarte mult și poate că cine n-a auzit-o o să o mai audă încă o dată din gura mea, să judecăm așa. Deci, de ce oamenii de cultură sunt tipăriți pe bancnotele de bani? Dacă un Eminescu este tipărit pe o hârtie de 1000 de lei, atunci nu mai avem niciun fel de reper. Deci, cultura în țara românească cam atât valorează. Păcate, noi avem o țară cu foarte multă posibilitate de cultură, în toate formele de manifestare. Noi avem artiști născuți. Și suntem un popor talentat. Îngrozitor de talentat. Suntem un popor talentat, suntem un popor care, dacă a supraviețuit, eu știu, vicisitudinilor istoriei, și vicisitudinilor vremurilor în care trăim, este numai datorită sâmburelui ăsta de talent și de de puterea de a da și de a transmite și de a lăsa și de a dărui, că de fapt asta este o meserie altruistă, deci nu pot să o fac decât împreună cu alți colegi și în fața publicului. Noi fără public n-am exista. Deci, suntem un popor talentat. Dar, din păcate, ușor, spune atât, ușor superficial. Și asta... ușor superficial. Ușor superficial. Știi, poporul. Poporul român este ușor... de poporul. Poporul român la poarta, Orientului, unde ne aflăm ca poziție geopolitică și, deci, sigur că da, avem niște influențe ca fiecare popor și atunci sigur că probabil că ne ducem un fel de cruce, că nu putem schimba noi vremurile. Noi ne străduim să devenim mai buni, mai curați, mai cinstiți, dar niște influențe sociale care există răul și binele odată cu existența omului pe pământ, astea sigur trebuie să adică puterea de a discerne și de a vedea ce trebuie să faci bine și ce nu trebuie să faci în școala centrală și deci a format atâtea generații de copii și totuși dacă există acel în oară, în clasă, dascălul totuși îl scoate sâmburile acelea, filonul acela de curăție și de...
Vedeți, am spus mai devreme că suntem ușor superficiali. Însuși faptul că ne-am lăsat influențați de orientali. Păi da. Asta arată că ne-am influențați de popoarele cu adevărat, care s-au reușit să se impună prin cultură, prin... Ne-am influențat de către... Ce este mai ușor. Dar totuși eu cred că educația aici are un rol fantastic. Sigur că educația are un rol, dar nu se poate. Depinde adică... cine face această educație, doamna Monica Ghiuță, vedeți? Educația trebuie să ne-o facem și singuri. Pentru că dacă... Depinde de după care model ne-o facem singuri. Da, un lanț de slăbiciuni. Lucruri care, cum să vă spun, totuși un om instruit, ca să discutăm, eu știu, facem așa o mică filozofie de doi bani, un om instruit nu poate fi târât numai în discoteci și în baruri și dar la restaurante. Un om instruit cu adevărat așa, nu se duce el numai în bar. Să mă duc ca să văd, mă duc ca să cunosc, pentru că te să mă duc la discoteci. Uit cartea. Nu pot să uit cartea, adică și au citit sau, mă rog, s-au citit în primii ani, mă rog, după evenimentele din decembrie, în care alergam toți și să citim presă și după aceea totuși au apărut niște cărți importante, au apărut imediat după Revoluție. Deci nu putem uita cartea și dacă sunt astăzi oameni care spun carte pentru că alerg ca să câștig un ban, asta este foarte, foarte rău. Și cred că asta va demonetiza poporul român, dacă pot eu să vorbesc în numele poporului român. Sigur vai de mine, vorbesc oricine numele... dintre noi putem vorbi în numele poporului din care facem parte, da. Sigur că da. Nu, cred că este prea mult, dar totuși eu nu împărăsesc cartea și cred că este sprijinul moral fără de care nu aș putea trăi. Sigur, este păcat că s-a creat o obsesie a banului câștigat peste noapte. Pentru că majoritatea celor care sunt foarte, 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 foarte bogați, domnule, este și asta un talent. În fața celor care se pricep să facă așa ceva, nu am rezerv să facem lucrurile astea. Hai să fim sinceri. Dorim să-mi cumpăr mai multe câmpuri. Este nevoie de bani. În Spania cu 19.000 de lei și în anul pleacă cu Spania, da. Deci este o diferență. Un salt spectaculos. Doamnă, și eu în facultatea pe care am făcut-o, vise că o să fac, nu mai sunt nici foarte tânără, banii de care... Dar să știți că mă simt bine aici, bine. Vedeam acum la dumneavoastră, le spuneam chiar colegilor mei foarte bine. Dacă sunteți atentă pe șosea, pe șosele... Da. E lumină, e cu totul altceva. Da, sigur că s-a schimbat. A început să aibă o notă occidentală, ceea ce... Bine, cu ochiul liber, să nu intrăm prea în profunzime, poate... Asta e adevărat. Și faptul că, într-adevăr, cultura, deși ce vrei absolut. În materie de publicație de carte... Absolut. De Grădina Icoanei, vreau să vă spun, dintre colegii dumneavoastră de care citau literatură particulară în foarte mult. Era o școală cu internat și deci foarte multe colegi de ale mele erau în internat. În bibliotecile părinților și ale bunicilor. Se citea literatură interzisă, deci poeziile lui Blaga eu le-am descoperit într-o unsă carte și mi-a spus asta, n-ai voie să o duci la școală. Cămașa lui Hristos multe poezii de Minescu, Doina, nu? Exact, cu tot. Și eu am terminat, deci, liceul, spuneam în bătaie de joc, suntem ultima promoție de semidocți. Pentru că, totuși, un liceu erau comasați, de trebuia să facă 12 clase și noi am făcut 10, care după aceea, sigur, și cu deschiderea care a urmat, ți le-ai făcut singur și cu facultatea care ți-a pus la dispoziție, eu știu, o tablă de materie din care... De teatru care este... Da, sigur, oricum, literatura a fost... Universală, da. Ce am vrut să vă spun apropo de toate discuțiile, este adevărat că a fost perioada îngrozitoare a României în transformare spre așa ce a fost mai departe, nu știu. Vorbindu-se în permanență despre perioada fascistă și tot timpul în toate filmele,
nemții care au omorât pe evrei, care au... Da. N-aș vrea să cădem și noi în aceeași. Gata, a fost o perioadă care, pe care... Prea mult se perioadă. Este clar că a făcut enorm de mult rău țării. Enorm de mult rău țării. Ca fascismul, ca și comunismul. Sunt surori aceste două perioade. Dar noi cred că totuși trebuie să facem, adică să vorbește prea multe regulă. Da, uitați că istoria se vorbește prea mult, dar acum este chiar procesul deci istoria își plătește polițele pentru fascism. Astea sunt, că atât cât mă pricep, nu fac politică, nu știu, dar comunismul văd că l-am recunoscut, a existat, încă mai există, alegerile se mai fac în țările vecine, avem emoții și pentru alegerile noastre și asupra comunismului încă se tace, deci dosarele sunt puse bine, 50 de ani nu se umblă și sper că după dispariția generației noastre se exința de a plăti poliția. Da, depinde. Și cum vedeți dumneavoastră această plată de poli? Cum văd? Păi, în primul rând, ar trebui ca oamenii care se simt, care se știu vinovați, ar trebui ori să-și mărturisească creștinește așa, și omenește vina și să se retragă. Asta este bunul simț al omenescului care ar trebui să primeze. Doamna, nu și primează. Pentru asta, asta nu primează. Nu primează, asta da. Este un sfârșit de secol foarte, foarte, că eu personal mă simt profund lipsită de puterea de a mă adapta. Eu nu aș fi vrut să trăiesc acum. De multe ori am stat și m-am gândit, vorbeam cu părinții mei, zic, eu aș fi vrut să trăiesc că era un început. Aici deja societatea, invenții, atâtea, rafinament de trai, rafinament de aparatură, sigur că trebuie să meargă societatea înainte, eu îmi dau seama că este un lucru firesc, da, nu se poate opri. Dar eu aș fi vrut să trăiesc fără telefon, aș fi vrut fără televizor, aș fi vrut, nu știu, să mă duc să trăiesc într-un castel, să am o grădină în care să mă plimb, să am, eu știu, slujitori care să mă slujească. Mi-ar fi plăcut un alt fel de viață. Adică această viață de muncă și de irosire și de, cum se spune, alerg de unul singur și ies mereu al doilea, mă obosește de vreme. O bombă atomică care este așa, cu SIDA, care este o amenințare, cu războaiele care sunt oribile și nu se pot opri, cu neînțelegerile dintre oameni, cu lipsa de comunicare care mă sperie. Asta este dureroasă, într-adevăr. Asta mă sperie cel mai mult. Știți? Nu mai poți comunica cu cineva. Știți de ce, doamnă? Pentru că se tot vorbește de această plată a polițelor. Plătim polițe. Nu credeți, n-ar fi firesc. E adevărat, cum ați spus dumneavoastră. Domnule, am făcut, n-am făcut bine, rău, așa am crezut eu că fac bine pentru mine, pentru mama, pentru tata, pentru bunica, etc. Dar hai să terminăm. Hai să ne vedem de treabă, hai să ne înțelegem. Hai să ne facem viața frumoasă. Hai să ne facem viața frumoasă și hai să ne înțelegem, fraților, acolo câteva zile în infinitul. Câteva clipe pe care nu facem decât să ni le sufocăm cu prostii în ultima instanță, dacă stăm să ne gâguri. Da. După părerea mea, și războaiele sunt niște caragiocnicuri și niște... Da, chestia asta cu SIDA este pedeapsa supremă a lui Dumnezeu pentru dezmățul îngrozitor care trăim, da. Vedeți, acum am auzit o emisiune la televiziune în care se face un referendum apropo de obligativitatea lecțiilor de religie. Oameni care de pe stan nu trebuie siliți copii. Eu în clasa 1 am făcut la Sfânta Maria religie și știu că începeam lecția spunând Tatăl nostru cu fața la răsărit, după cezam și făceam cele 4-5 ore de așa. Doamna. Și închideam ora, cursul din acea zi, tot cu Tatăl nostru. Deci nu înțeleg de ce oamenii încă mai au această reticență și spun, vai, da, copilul, dacă nu dorește... Deci, cum să nu înțelegeți?
Nu știți că se venea la Înviere, la Sfânta Înviere, la Domnului, se puneau discoteci. Da, și se erai trecut pe listă dacă te vedea cu lumânarea în mână, că aveam toți morți, pe bunica, pe așa, la, mergeam și noi la Înviere să avem o lumânare. Eu mai puțin, că eu nu eram membru de partid, nu aveam treburi. Nu, dar nu-mi fac o cinste din asta, doamnă, că am cunoscut foarte mulți membri de partid, oameni deosebiți, de ce să nu fim cinstiți? Eu n-am fost, că eu nu le-am cu politică. Dar vreau să vă spun că atunci e firească această întrebare, de ce... să facă copiii obligatoriu. Obligatoriu să facă, pentru că totuși educația numai... se face obligatorie. Sigur, o educație se face obligatorie și deosebit împotriva, deci împotriva voinței. Sigur, pentru că trebuie materia asta care este omul. Un act de mare cultură, doamnă. Muzica, pictura, totul în biserică s-a. Dar lumea nu știe și vedeți ignoranța asta îngrozitoare. Faptul că oamenii au fost ținuți departe de lucrurile reale, de lucrurile de spirit, care duc omenirea asta mai departe, că practic asta. Catedrala de la Köln este un mare lucru. Că bisericile au fost focare de cultură, deci la noi în țară, deci diaconul Coresi și toate ei încunoaște de Osoftei au fost centre de cultură, unde s-au făcut tiparnițe, unde s-au tipărit cărți, unde s-au... Deci este legată... Deci, cum să vă spun, prin cordon ombilical, cultura de biserică și invers. Doamne, dumneavoastră spuneți că ați făcut religie în clasa 1. Da, în clasa 1. În perioada când trăiați, în perioada când erați copil și, și eu eram copil și mi-aduc aminte când auzeai de cineva că divorțează, era un lucru foarte joanele în cauză. Da. Oamenii se căsătoreau la 25, chiar la 25, și trăiau o viață întreagă împreună, doamnă, și căsătoria însemna ceva sfânt. Sfânt, da, o legătură. Și jurai în fața lui Dumnezeu și te-era frică de Dumnezeu că ai jurat în fața. Când acum mă duc la ofițerul civile, am zis, peste o lună nu mi-a convenit, dragă, și am divorțat și găsesc eu altul. Și mamele, multe, aia de o ei de nevastă, ce mașină are ăla de temăristu cu el, și uite, astea sunt compromisurile la care s-a ajuns. Nu, și deteriorarea relațiilor interumane. Și, într-adevăr, unde nu este credință... Unde nu e Dumnezeu, nimic nu e. Dacă Dumnezeu nu e, ca să plagiem nimic. Da, nimic nu este. Și într-o nebuloasă. Nu se poate trăi după cum doresc eu. Se poate trăi ținând seama și de cel din dreapta și de cel din stânga și de părerea lui și de părerea celuilalt, adică nu putem să ne impunem fără a ține cont. Și de părerea și de suferința și de o mulțime de lucruri ale celuilalt de lângă noi, că altfel nu se poate, bineînțeles. Doamna Monica, ne-am cam abătut de la subiectul nostru, care este scena. Spuneți-ne și nouă, vă rog, care au fost rolurile dumneavoastră? Au fost foarte multe. Eu am fost actriță la Teatrul de Stat din Brașov, deci după ce am terminat institutul. După aceea am fost chemată de Toma Caragiu, iertat, era directorul Teatrului din Ploiești, ca să fac Romeo și Julieta la Ploiești. Și după aceea, în 69, am venit la Teatrul Mic. Cred că din generația mea, nu știu, dar cred, aproape sunt convinsă că sunt singura care am făcut Julieta. Deci... preferat, știți cum este, se spune că totdeauna ești legat de ultimul rol ca și de ultimul copil, sau, dar la mine au existat mai multe roluri, nu pot să spun, mai mulți copii. Deci, Julieta, regina din Richard al III-lea, așa v-aș putea enumera o listă, am o fișă de creație destul de voluminoasă. Așa, este un rol la care mă gândesc și pe care aș dori să-l mai joc, Caterina din Diavolul și Bunul Dumnezeu, în regia lui Silviu Purcărete. Care este la Limoș, din păcate. Care este la Limoș. Un bun prieten al meu din copilărie. Și al meu a fost aici la mine în casă. Am dat telefon la ei și mi-a spus vara lui primară că Silviu e la Limoș, când vine o să te anunț ca să te vezi cu el. Da. Deosebit, da? Da, este un om deosebit și un talent ieșit din comun și îmi pare atât de bine. Cum să vă spun, a fost catapultat așa de talent, cu mare regret din partea mea și un mic pe nimic. Și îmi pare rău că a plecat, însă era normal, aripile lui erau atât de mari și de puternice încât...
S-a sigur. Dus. Apropo de ce vorbeam mai devreme, de copiii care citeau sau... Eu în liceu, în George Enescu, în perioada aia, da. Prietenii mei de gașcă, cum se spune, da, era acest Silviu Purcărete. Da? Da. Deci îl cunoașteți? Am, era... Foarte bine. De ziua mea, când am plinit 18 ani, s-a făcut o petrecere mare în care a venit și... Ce, Antonio Albei un... și Puc Bârna, băiatului Vlaicu Bârna. Da. Iarăși un băiat de foarte mare talent și nu mai știu despre el nimic. Vreau să vă spun că noi ne luam la întrece, ne întâlneam seara și ne plimbam unor până la șosea. Ne luam, eram în cam de 17-18 ani. Ne luam la întrecere, efectiv, ce am citit după amiază ne dădea mari, cum se spune. Care a citit mai mult după amiază, ce a citit mai mult. A fost o generație în care copiii erau preocupați de lucrurile astea, da, să știți. Acum au, este o degenerare, să mă ierte Dumnezeu, copiii sunt foarte drăguți, sunt foarte dotați. Sunt și să știți că, uitați-vă, deci colegii mei mai tineri care au venit în teatru, Ioana Macaria, care este da, Ioana Macaria, care este un deci a terminat anii teatru și este un mare talent și văd că se afirmă și cu o mare seriozitate și cu o mare dăruire pentru scenă. Ca și ea, ca să mai enumerez, este Cristian Iacob, de care sunt oameni care într-adevăr s-au apucat să facă teatru în vremurile astea care, ați avut noroc, noi nu știm, angajați într-un teatru, ei au făcut, unii, foarte mulți au făcut Minati, nu au unde profesa. Există instituții? Există în București, au ieșit, deci o școală, mi se pare Titu Maiorescu, domnul Drit, deci era o grupă de teatru. Unde am fost, de fapt, și asistenta doamnei Sandamanu, care am dus-o un an de zile o clasă. Deci sunt, nu vreau să, din contră, vreau să stimulez tineretul, adică nu am nimic împotriva cei serioși, îi admir și avem prețuiesc. Copii, sigur, da. Păi avem o invazie, o invazie de copii deosebiți și frumoși, foc și așa mai departe, o generație de copii deosebiți, să le ajute Dumnezeu să fie liniște și... Să îndrepte Dumnezeu gândurile spre ale bune, știți? Numai la scenă, acești copii termină un institut și nu au unde juca. Au terminat o promoție de regizor, de tineri regizor. Eu am făcut un... Trebuie să-și facă lucrarea de diplomă. Deci un film de clasă, de angajamente. A luat premiu Dachino, a luat nu știu câte premii. Sunt angajați? Nu mă sperie. Este deosebire de noi. De generația noastră și înaintea noastră, terminam un institut, primam o... Rămâneai acolo toată viața, nu? Și erai liniștit, îți vedeai de treabă. Acești copii sunt derutați. Aleargă de la radio, fac o figurație la televiziune, m-a angajat să mai care niște sticle de Coca-Cola sau de Pepsi la firma Coca-Cola. Mai întreabă ce se întâmplă, se dă concurs. Concurs nu se dă, schemele sunt închise, salariile sunt mici, piese nu se pun pentru că nu sunt bani. Sunt bani pentru că nu e public, domnule. Să vedeți, ajungem iar la preocuparea pentru cultură a lumii, a oamenilor. Vreau să vă spun, după 90, știți foarte bine că lumea nu a venit la teatru, că spectacolul străzii era mai interesant decât spectacolul de pe scenă. Eu nu aș putea spune, nu știu cum este la dumneavoastră la Focșani, bine, acolo nu este încă teatru, dar nu mai venim nici noi în turnee, că nu avem bani de deplasare. Dar să știți că de vreo 2-3 ani importante, cel puțin în București și în țară, deci știm Gala Unitacolelor care din București nu mai spun spre Buzoianu, deci și Pescărușul cu Unăscu, așa, așa, iar voi care aveți aici la jumătate de oră, nici măcar de jumătate de oră, spectacolul la Teatru Brușu de Cehov, da. Deci, cum să vă spun, noi și eu totuși, și trebuie să credem că totuși teatru este titlul de marcă a unei națiuni. Nu se poate fără teatru, cu toate că am spus adineau că nu știu cât, probabil că nu mai sunt atât de mulți oameni, dar să știți că aceia care au venit și nouă la teatru vin și acum. Da, doamne, dar înainte de 89 aveau anumită Da, și așa mai departe. Am început și acești tineri minunați, să știți, au venit de la facultăți seara, sala plină de tineri. Să știți că, știți care nu este perioada acum, cel puțin de un an de zile, de când, deci stagiunea trecută, vă spun, public în vârstă,
și public foarte tânăr. Publicul de mijloc lipsește. Publicul acela de 40-50 de ani lipsește. Dar tineretul a început să vină la teatru. Tineretul... Am fost la Danaidele, de spectacolul Craiova lui Silviu Părcarete la Național, lumea sta pe scări și picioare și tineret. Să vă spun ceva. A început să vină, să știți, nu se poate bine. Și repertoriul devine din ce s-a întâmplat. Ceea ce ne frustrează și ceea ce ne doare este că nu sunt bani pentru spectacole. De teatru este 1.000-1.500 de lei, atât de ieftin. Și atunci acest bilet de teatru nu poate acoperi cheltuiala nici măcar a unei ore de spectacol, Așa. Deci am înțeles că bugetul statului pentru cultură și pentru sănătate, cele două mari pârghii importante ale unui stat, înjumătățit sau chiar diminuat incalificabil. Adică să n-ai grijă de sănătate și de cultura unui popor, mi se pare o crimă. Poate astea sunt putintele la ora actuală, mă refer la cele materiale. Nu știu dacă rețineți la procesul lui Ceaușescu sau ce a fost ăla. La un moment dat judecătorul spunea: te-ai bătut joc de intelectual, i-ai umilit, i-ai nu știu ce. Da? Da. Da. Doamna... Dar el nu-l interesa, el nu venea la teatru. Era vorba de intelectuali, în general, numai de actori. Da, și vedeți că intelectualitatea, că ne întoarcem din nou la ce ne doare, de bună calitate și care există în România și a existat tot timpul în România, stă puțin așa în expectativă, vedeți? Pentru că... Nu știu ce se întâmplă, nu își dau seama că... Nu dau seama de ce se întâmplă, cred, stau în expectativă, stau deoparte. Da. Să zic că noi totuși la Focșani, mulțumesc Dumnezeu, oamenii care au putere de decizie cât de cât, vor să mai facă. S-au făcut, cât s-a mai putut așa pe aici, pe acolo. Da, uitați-vă, banii stresează și pe ei, pe cei de la de-astea. Trebuie mulți bani și nu trebuie. Dar trebuie, știu că cei care ne conduc acum, nu știu sau nu vor să știe, cultura nu se poate face fără bani. Îți trebuie hârtie pentru carte, nu? Și îți trebuie bani pentru decor și îți trebuie bani pentru costume și îți trebuie bani pentru deplasare și trebuie bani plătiți oamenii și nu se pot. Cultura fără bani nu se poate, chiar nu se poate. Aici este... Și o țară fără cultură. Sigur. Suntem un popor vesel și un popor optimist și numai spiritualitatea aceasta ne-a ajutat să traversăm momentele de cumpănă, dar totuși am văzut că și la alegerile locale nu exista tuși ca să pui ștampila, deci nu există nimic. Doamna Monica Iuță, spuneți-mi, vă rog frumos, ați fost de curând în Spania. Da. Vorbiți-ne și nouă câteva cuvinte despre această... Despre Spania, sigur, am avut șansa de a rămâne mai mult decât colegii mei, având o prietenă bună, stabilită, Doina Făgădaru, colegă cu mine la Teatru Mic, și viața a aruncat-o acolo. Sau și-a ales ea această țară minunată. Se spune că, văzând o țară, face o a doua facultate. Eu o văd a doua oară. Și acum am văzut partea de nord a Castiei. Deci, ce vă pot povesti despre Spania? Pământului care este roșu, despre plantațiile de măslin care sunt olimpede și seara atât de bântuit de niște nori fastuoși bordați de razele soarelui care apune pe la ora 10:30 seara. Să vă povestesc despre Prado, despre Velázquez, sigur că da. Să vă povestesc despre pe care le-am văzut la televizor, să vă povestesc despre prietenii mei minunați și despre acest popor latin ca și noi, de tenace și de muncitor și de mândru și de vesel.
Și decolorat așa și în gândire și în fapte și în felul de a te primi și în felul de a discuta și atât de dornic de a cunoaște România. Deci dornic de a cunoaște România. Acolo a venit asta tot. Deci nu prietenii, un alt cerc de prieteni spanioli care vor să vină și încet, încet au venit. Au venit. Le-a plăcut România, nu-i așa? Le-au plăcut atât de mult lui și le-au plăcut Bucovina și mai ales copacii noștri care sunt atât de fastoși, acolo nu sunt copacii și de mari. Și oamenii noștri le-au plăcut. Și oamenii, să vă povestesc despre, despre pământul ăsta spaniol, care este pentru mine absolut este fascinant, pentru că ai senzația că vezi un chici, un tablou care este un chici, pentru că nu poate fi un pământ roșu cu cer albastru și cu niște copaci oliv și cu galbene și cu o pictură naivă, da. Și da, există și te conduce așa tot timpul. Am făcut mii de kilometri, am văzut Guadalajara, am văzut Salamanca, Universitatea, Clunia, așezare romană, urme de romanitate la cât decât 1% din acel perimetru imens de kilometri. Deci, să vă vorbesc despre castelele din Spania, am aflat, mă rog, acea, zic, să nu încerci să-ți faci castel în Spania, pentru că la fiecare, eu știu, 100 de metri, 200 de metri, 500 de metri, vezi câte un castel. Ce să vă povestesc? De Mediterana, în care am făcut baie, să vă povestesc despre Barcelona, despre miraculoasa arhitectura lui Gaudí, despre Sagrada Familia, care este copleșitoare, care taie respirația când am ieșit din gura din metrou și a trebuit să 30-50 de metri ca să pot să-i văd vârful. Vedeți, doamna Mâncăință, v-am găsit? Da, știți, eu spuneam odată, zmâzgălam eu ceva pe o hârtie și spuneam, ferească-i Dumnezeu pe cei gândiri frumoase, da. Aveți, doamna Monica, da. Atunci nu sunteți un om fericit? Mai merită eu cel puțin să trăiesc. Pentru mine prietenia este un lucru foarte important și călătorile. Și dacă muncesc și încă mai muncesc acum să strâng un bănuț, sunt numai pentru a vedea mai departe. Să vă ajute Dumnezeu să ne mai povestiți și peste câteva luni să venim iar în vizită la dumneavoastră, să mai facem o înregistrare. Înregistrarea acum sper că o să fie foarte, sunt sigură că o să fie foarte publicul. Spun bucuria și dorința de a ne reîntâlni pe scena unde am jucat. Da, e teatrul, este o bijuterie. Acum să știți că se lucrează la el. Și probabil că se renovează și sper că în curând o să se joace din nou. Da. Doamna Monica, ne întâlnim. Și să vă găsim mai veseli.